sportivilor, astăzi mergem să facem scufundări. Ne aflăm la Doaga, la plajă. M-am chinuit jumătate de oră să caut un spine, pentru că am uitat să iau de acasă un bol sau un ac, să scot cardul din telefon și să-l bag în camera sport. Și m-am chinuit până acum ca să-l iau. Am ajuns. Avem aici materiale necesare, doar că eu nu mi-am găsit costumul, acesta este al lui Adi. Pe al meu nu știu unde l-au pus părinții mei și am făcut o leacă de gălăgie pentru că eram supărat, nu l-am găsit. Cea mai bună combinație, ia uitați ce se de la bea meu, una așa și una așa. Foarte ciudă, pentru că nu am găsit costumul de neopren pentru a face scufundări la adâncime mai mare, pentru că este puțin mai rece acolo. L-am căutat acasă înainte să plec, cred că jumătate de oră, o oră, și nu l-am găsit. L-am căutat prin magazie, prin dulapuri, prin haine, peste tot. Și nu știu unde l-am pus. Dar imediat ce o să mă întorc acum acasă, o să-l caut până îl găsesc, pentru că îmi place foarte mult să mă scufund la adâncime. Mamă, ce țânțar ne-ai simțit! Au! M-am teleportat direct în mașină acum. Am terminat cu plaja pe ziua de astăzi, a fost foarte fain, am făcut foarte multe scufundări. Adică se la un moment dat pe la fundul apei un somn de peste un metru. Eu nu am apucat să-l văd, ci că mă strigase, dar unde să mă strigi tu să-l aud? Pentru că eu sunt la fund, nu aud sub apă. Acum mă duc la Sabina, mai avem puțină treabă pe acasă și trebuie să o iau și pe ea în oraș, pentru că mâine are licența și trebuie să se ducă la Galați. Și-a la 20 de ani, bine că mi-a luat cadou de 5. De care? Grea decizie. Am făcut și un mic ocol până la magazin, pentru că mi-era poftă de niște prăjituri. Toată ziua mi-era poftă așa, m-am gândit că vreau ceva dulce, dar nu știam exact ce. Așa că am ales un ecler care e pe primul loc, apoi am ales o prăjitură cu vișine, ceva, nu știu, și încă o prăjitură cu ciocolată. Am zis să fie ceva din fiecare, pentru că Sabinei îi place cu vișine, iar mie nu prea îmi plac așa, eu le prefer foarte dulci. Sara, ce faci? Întreabă lumea de tine dacă n-ai făcut pui încă. Ai făcut sau n-ai făcut? Nu a făcut, oameni buni, ia uitați aici cât este săraca de mare și tot nu vrea să facă. Adică nu vrea. Ea vrea să facă, dar încă nu i-a venit sorocul, nu? Așa este, Sara? Ia uite. Se moare, e să nu fii de ui. Foarte multe comentarii în care mă întrebați dacă Sara a făcut pui. Încă nu a făcut pui, după cum vedeți. Este mare, este foarte rotunjoară, dar nu a făcut. Probabil are cel puțin 5-6 pui în burtă la cât este de mare. Și mi-e milă săraca de ea, pentru că abia se mișcă. Deci este așa, bang, bang, exact ca o rată, de aia crăcănata merge. Dar vă promit că în momentul în care o să facă pui, o să vi arăt. Și cam la interval de o lună și jumătate când pot să-i donez. Cei care sunteți în apropiere, am să vă dau câte un, dacă aveți ocazia. Timpul să hrănim și rățuștele, care acum sunt rațe mari. Hai, fetele! Hai, fetele! Hai, fetelor, hai la masă, hai la masă. Haide, tot cârdul. Tu ești rotul Donald, hai să facem un selfie.
M-am chinuit 2 minute să prind o rață, sunt foarte sălbatice, parcă. Ia auzi, o strigă. Te strigă familia. Vreau să vă arăt roșiile, ia uitați cum s-au copt foarte multe. Dar mie îmi plac foarte tare astea Sherry. Astea sunt așa de simpatice, micuțe. Ia uitați ce frumoase sunt astea. Am cules acum o sacoșă plină cu roșii ca să luăm acasă la mine. Ce faci, Buffy? Vrei în casă? Gata și mere și roșii. Mergem încărcați acasă. Ne pregătim de cină și în seara asta facem pește. Mai exact, știu că aceasta care am prins-o eu la Doaga acum vreo săptămână. Vreau să vă arăt o chestie. În momentul în care am început să scot mațel din ea, am văzut că are burta mare. Și prima dată am crezut că are icre sau lat. Dar ia uitați ce are înăuntru. Are un pește în pește. Cred că este ultima lui masă. El, știu că este un pește răpitor și cred că asta a fost ultima lui masă. Ia să vedem noi ce pește este. De asta avea el așa burta mare, eu nu știam prima dată de ce. Este o reginuță, cred. Da, e o reginuță. E puțin digerată. Pește în pește. Ultima lui masă a fost aceasta. Iar acum el va fi masa noastră. Nu mi-a venit să cred ce surpriză mi-a făcut micuța Știucă. Eu am crezut prima dată că o să găsești niște icre în ea și bai, facem și icre. Dar când colo a avut un mic pește, mă bate foarte tare soarele. Am terminat de curățat pește și acum mergem să-i preparăm. Acum plecăm la drum și ea s-a prins în ochelari. Ia, se chine să scoată ochelari, s-a prins în păr ochelari. S-au agățat ochelarii în cârliuanți. Ia, stai cum mă. Hai azi. Gata, simplu. Am salvat-o de furia ochelarilor care s-au prins în ea și acum pornim la drum. Suntem albaștri, ne-am schimbat, acum suntem roșii. Wow, ce fel se vede pielea pe noi. Aici lucim. Ia uite, da, foarte simetri. Acum este deja a doua zi dimineață, pentru că aseară nu am mai avut timp să fac finalul, am ajuns foarte târziu acasă, după cum ați văzut, era deja întuneric când ne plimbam prin parc. Sabina a plecat de la ora 6 la Galați, pentru că are susținerea licenței, după cum v-am spus, deși în momentul în care voi vă uitați acum, sunt sigur că ea deja a luat notă mare și a terminat cu examenul. Mă pun acum să fac flotările și o să ne vedem foarte curând. Numai bine!